Protest pentru sporuri la Spitalul Municipal din Vulcan. Deși legislația permite, bugetul este insuficient. Aceasta este concluzia care s-a desprins în urma discuțiilor generate de protestul spontan al unor angajați de la Spitalul Municipal Vulcan. Aproximativ 30 de angajați de la unitatea spitalicească au protestat ieri nemulțumiți de faptul că, deși legea permite, zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătorile legale nu sunt plătite cu spor de 100%. Printre cei care și-au exprimat nemulțumirea s-au aflat și infirmiere sau spălătorese, al căror salariu nu depășește minimum pe economie. În Consiliul de Administrație s-a aprobat reîntregirea acelor sporuri care au fost diminuate anul trecut în martie, dar o problemă rămâne plata zilelor de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale, care în sistemul de sănătate se plătesc cu un spor de 100%. În prezent, conducerea spitalului caută soluții pentru rezolvarea acestor probleme, dar bugetul este insuficient. Elevii sau studenții cu handicap au la dispoziție propriile locuri în taberele finanțate de Ministerul Tineretului și Sportului, așa încât să se simtă integrați și să poată relaționa cu semenii lor. Zeci de tineri din județul Hunedoara, elevi sau studenți cu diverse forme de handicap, pot să se bucure de vacanțele școlare în tabere ale căror costuri sunt suportate de Ministerul Tineretului și Sportului. Și pentru că au nevoie de îngrijiri speciale, elevii și studenții pot fi însoțiți în aceste tabere de cei care îi ajută zi de zi. În plus, tabere speciale există și pentru tinerii care beneficiază de protecție socială, adresându-se atât elevilor cu burse sociale, cât și celor pentru care s-au instituit măsuri de protecție specială. În baza legii 272 din 2004, ministrul Tineretului și Sportului, Gabriela Sabo, a anunțat că pentru acest an, Direcției Județene pentru Tineret și Sport Hunedoara i-au fost alocate 60 de locuri în taberele destinate persoanelor cu handicap și asistenților sau însoțitorilor acestora, precum și 140 de locuri în taberele sociale. Anul trecut, pentru persoanele cu handicap au fost 53 de locuri și alte 166 în taberele sociale. De aceste oportunități, mai spune Gabriela Sabo, au beneficiat elevi din Vulcan, Uricani, Lupeni, Hunedoara, Băița, Petroșani, Petrila, Brad, Deva, Criștior și Orăștie. Patru elevi pianiști de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva s-au întors cu premii de la concursul de interpretare instrumentală și arte vizuale cu participare internațională, care a avut loc la Sighetul Marmației. Competiția s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute și a reunit elevii ai claselor primare și gimnaziale din România, Cehia, Ucraina, Ungaria și Serbia. Liceul de Arte din Deva a câștigat la acest concurs două premii, întâi prin Sebastian Bălan, clasa 1, care a evoluat și în cadrul galei laureaților, și Mircea Logojan, clasa a 7-a. Premiul al doilea a fost obținut de Andrei Iordache, clasa a 7-a, și premiul al treilea de Denisa Chiorian, clasa a 6-a. Toți cei patru pianiști sunt pregătiți de profesoara Doina Ona. Teatrul de artă Deva, împreună cu Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Rudolf Steiner din Hunedoara, pregătește un proiect foarte îndrăzneț, probabil unic în România. Este vorba despre spectacolul Micul Prinț, în care personajele vor prinde viață prin intermediul copiilor cu dizabilități. Dorința reprezentanților Centrului pentru Educație Inclusivă Rudolf Steiner din Hunedoara de a ajuta pe copiii cu autism să își exprime liber trăirile și emoțiile prin cuvinte și gesturi s-a materializat în arta dramatică. Profesoara Roxana Pavel a venit cu inițiativa, regizorul Mihai Panaitescu a crezut în acești copii, în care a văzut mici actori, și astfel s-a născut Micul Prinț. Spectacolul va avea loc mâine, 30 mai, începând cu ora 17 la Teatrul de Artă Deva, iar banii strânși din vânzarea biletelor și din sponsorizări vor fi folosiți pentru a-i recompensa pe micuții actori prin participarea la o tabără de creație.